soldății, nu m-am jucat cu roboței, nu m-am... cu cuburi, cu nimic, cu mașinuțe. Dacă primeam un cadou și nu era mașinuță, nu mă interesa de nicio culoare. N-aveam nicio chestie. Cea mai mare plăcere a mea era să mă plimb cu mașina. Nu conta, în față, în spate, stânga, dreapta. Nu conta că stăteam 10 ore în mașină, 15 ore. Nu conta că era autocar. N-aveam nicio problemă cu mașina. Să aibă motor, roți, să se învârte și să se plimbe pe jos. Bineînțeles că oficial am început să conduc la 18 ani. La 18 ani și 2 săptămâni am luat permisul. Am învățat dinainte, am început școala cu 2 săptămâni înainte, că așa permitea legea la momentul respectiv. Și la 18 ani și 2 săptămâni fix era minim cât puteam să am ca să pot să iau permis. Salut, Ricardo. Salut. Ricardo Patreze, a.k.a. Răzvan Rădoi. Am zis bine? Exact. N-am o problemă cu numele, eu nu le rețin sub nicio formă. Vorbim astăzi cu Rică despre Evo de stradă. De stradă. Ce mașină mai ai tu? O pisică. Iau cu început. În spate. Pisica de așa. Așa. Un urs. Un urs? Un urs. Un urs. Un urs. De asta nu știam. Așa. Așa. Un rechin? Un rechin, nici de asta nu știam. Ba, ale tale. Ale mele, mă. Ale lui. Așa. Un Golf? Nici de asta nu știam. E vechi Golf. Doi. Am de mult. Doi. Da, de așa. Mult. Așa. Și un Eric 7. Așa? Și, și un BMW de stradă. Un M. Da. De stradă. Da. Și? Da. Și Evo. Și? Mai e un Evo Break. Și un Evo Break. Astea-s toate? Și aia de drag. Aia nu se pune că nu e... N-are serie de caroserie. Nu-i mașină. Băi, dintre toate astea, pentru că nu ne permite timpul, vorbim doar de Evo de stradă. Cum e, explicăm cum e de stradă. Și oricum e mașina mea de suflet, de-aia vorbim Evo. De ea. Bun. Că de-aia am făcut-o de stradă, să pot să mă plimb cu ea cât mai mult. Câți cai are mașina? Toți, nu știu, 800 de acolo. Bun, cum ai ajuns la Evo? Adică ce te-a făcut să alegi Evo în primul rând? Vreau să-mi iau M3 46. De ăla aveam bani. Și am căutat eu, am găsit un M3 46, mai aveam așa foarte puțin de strâns ca să ajung să iau mașina. Okay. Și a apărut Evo în peisaj. Și pe vremea aia un Evo era 24-25 de mii. Ok. Așa. Ăsta a apărut la super preț, gen. A apărut la 14 mii. Mm-hmm. Și M3-ul cât era? Tot acolo. 14 mii. Tot, în jur de. Deci tu, între un M3 46, da, convins să-l cumpere, a apărut un Evo și ai zis, bă, trebuie să aleg între astea două. Nu, îmi plăcea Evo, n-aveam bani de Evo. Okay. Și brusc a apărut și am, așa, nu, da, nu pot să zic că am avut, că oricum am împrumutat, da. Ok, adică, dar de ce Evo și nu M3? Că e 4x4? Că e turbo? Sunt multe avantaje. Plătești impozit mai mic? Nu. Nu, în primul rând, caroseria. E altă mâncare de pește, altă socoteală. Șasiul cu M4 totul, și aia în două. Da, da, o mașină făcută pentru rally e un pic diferită față de o mașină făcută pentru stradă. Ok, bun. Da, M3-ul e o mașină mult mai rigidă, mult mai pretențioasă, mult mai la noi pe stradă e mai lentă, mult mai lentă decât un Evo. Ok. Da, Evo în orice situație nu contează că avem asfalt, că avem autostradă, că avem macadam, că avem gropi, că avem șine, că avem așa, merge la fel, nu e nicio problemă, eu sar. Mm-hmm. Ăla trebuie doar pe asfalt. Exact, exact. Okay. Mașina merge în orice condiție, vară, iarnă, toamnă, primăvară, de-aia am ales-o. Bun. Am mers 4 ani cu ea în fiecare zi, mașina mea de mers cu ea, exact. Mașina ta exact. Daily. Bun, și ce modificări ai făcut? Adică ce... De la 265 sau cât care de fabrică? 280 are, nu? Da, 180-85, mă rog. Pe acolo nu contează. Adică nu mai contează. Când am luat-o, cu evacuare. Atât avea, era singura modificare. Mi-am schimbat filtrul în carcasă, niște țevuțe pe acolo care sunt restrictive, un bus controller și am făcut soft. Ok. Și cam așa, am mers mult timp. Cu cât ca adică? În jur de 400, cam așa, pe acolo. Okay. Am mers
pe stradă, la curse legale. Nu. Legale, ilegale, n-are importanță. Legale, legale. Cum ai vrut tu? Legale, legale. Da. Așa. Și de acolo a început, da, am vrut mai mult, am schimbat injectoarele, am schimbat pompa. Am vrut și mai mult, am schimbat arborii cu came, arcuri, talere, turbina, bla, bla, bla. Turbina nu. Am mers pe turbină, stoc, motor, stoc, mult timp, până când... Până la ce putere, adică? Aproape de 500 de cai, 480 de cai, pe acolo, mai mult turbina aia nu putea să facă, era deja 100% duty cycle, adică mergeam cu ea pe motorul stoc, overboost 2,4 bari și pe capăt îmi mai rămâneau cam 1,6, 1,65, cam așa. Deci nu mai putea turbina. Nu mai putea, asta era. Am mers și la limită lui. Da, am mers așa până la 136.000 de kilometri. Ok. Și la ultima cursă și-a dat duhul, l-ai ajutat. Garnitura de chioasă, nu motorul, aha, nu turbina, aha, nu nimic. S-au întins prezoanele, okay, și am început să suflu apa din motor, o dădeam pe toată afară. Și atunci am zis, hai să începem să na, dacă tot îi dăm jos chioasă, îi luăm și o mână de pistoane, o mână de biele și ce mai să fie. Și ne-am oprit aici. La 800 de cai. Unde ai făcut toate modificările? Toate modificările sunt făcute exclusiv de mine și de asociatul meu la mine voi în garaj. La noi în garaj. Bun. Da, și mașina ai testat-o la drag, nu? Da. Adică ea e de stradă, dar de drag. De stradă, adică din dragoste. Da, din, da. De drag. Mai puțin caravana așa. Din deci, ea este de stradă, dar... Este de o mașină de stradă, nu are nicio ușurare, nu am ușurat nimic, n-am pus, nu are nicio piesă de fibră, nu are nici măcar scaunele nu le-am pus, sunt scaunele originale. Pare CD player, boxe, climă... Da, nu e ușurată deloc, ca să nu zici. Are nicio ușurare, are anvelope cu dot de stradă, ele arată ca niște anvelope de drag, dar sunt cu dot, sunt omologate să... Nu poți să-ți faci un fier de la cu dot să pui pe ele, că știu că la drag e o regulă de asta, să scrie unii... dot. Da, unii dot. Fac, da? Dar fac degeaba, că se cam cunosc anvelopele care au dot și alea care n-au dot. Adică... A, deci nu-i păcălești pe ea. Eu nu cred. Deci nu e asta singura regulă, băieți, să scrie dot. Nu, să fie anvelopa cu dot poate din să fabric. Încerce să vadă dacă am poate înțeles. Să păcălească pe cineva. Da? Am înțeles, dar nu e caz. Nu cred. Bun, deci mașina este de stradă pentru că nu este ușurată, pentru că are foarte multe elemente... Stoc. Originale, stoc. De caroserie. Cum e la drag? Ce timp scoate? Că probabil... 10,1 secunde am scos acum, la pe ultima 400 etapă, de metri. Pe 400 de metri, cu viteză de ieșire 226 da, de km/h. Dar cutia e stoc? E o cutie stoc, modificată de noi puțin, dar încă e cu sincronizatoare, nu am craboți, are alte strângeri, alte... Mă rog. E în H. E adică H, știu că la voi la drag, dumneavoastră, e H, nu, e secvențială, adică contează. E H, chestia. Așa a fost mereu, că sunt oameni care au zis că am secvențială, n-am secvențială. Schimb, că... Așa schimb eu repede. Acum, acum la ultima etapă am stricat chiar un sincronizator, de-aia am mers un pic mai încet. Deci, probabil va face 9 secunde la anul, că na, anul ăsta s-a terminat. Bun, deci targetul pentru anul este să cobor la 9 secunde. Da, e un nou target. În momentul în care modificări am terminat... sau așa cum e ea? Nu, acum? Așa cum e ea. În momentul în care am terminat mașina, sau mă rog, când ne-am apucat și am luat-o pe drumul ăsta, am zis că targetul e de sub 10,5 secunde. L-am atins din păi gata, start. Culcă-te liniștit. Păi eu mă culc liniștit, dar știi cum e, te culci liniștit până când vezi un alt target, așa, îți dorești ceva, oricum, îl ating de la, și te duci. Trebuie să le explici oamenilor că de la 10 la 9 secunde, deci diferența aia de o secundă între ce? 10 și 9 nu este egală cu diferența de la 16 la 15. Niciodată. Adică nu e aceeași secundă, no, știi ce zic? No. Cresc exponențial costurile și modificările ca să cobori secunda aia. Da, da, eu cred că în momentul de față la... ce are mașina și cum se comportă, merge 9 secunde. Nu pot, adică nu pot să zic că sigur merge pentru că n-am făcut-o. O să o fac și atunci da, o să fie mașina de 9 secunde. Îți trebuie mai mult timp de reglaje, de optimizări, de plecări, de acum, eu știu, habar n-am. Înainte de ultima etapă. Exercițiu în sine, că bănuiesc că să scoți 10 secunde pe 400 de metri. Da, lucrurile se întâmplă repede. Nu e atât de simplu. Merge... Dom'le, țin de volan, apăs pe accelerație și gata, 8 secunde. Adică nu-i chiar face 0-100 sub 3 secunde, undeva în jur de 2-8. Cu cutie manuală, cu cutie manuală e foarte greu să scoți. Da, schimb 3 trepte, adică... Da, nu e așa de simplu să scoți
Da. Să schimbi 3 trepte în 2,8 secunde, să mai facă și viteză mașina, să te mai uiți și în față, să mai ții și de volan, să mai și schimbi, să calci și pe ambreiaj și dreapta și... Nu e, nu e, da. Nu e simplu, că se întâmplă totul foarte, foarte repede. Da. Bun, știu că ai avut o experiență la drag, ai spart un motor, ceva da. De genul ăsta. Am topit un motor, nu l-am spart, l-am topit integral, adică s-au topit pistoanele, s-a topit chiulasa, s-a topit tot, tot, tot. Da. Da, era modificat la fel ca acum, adică era fix ca acum, doar că aveam alți wastegates, da? Mai slabi din punctul meu de vedere, nu erau chinezești, erau tot de la o firmă de asta. Poți să de spui, renume, dacă vrei, Precision Turbo. Dacă vrei, dacă nu. Așa, nu, care făceau probleme și un solenoid care și el făcea probleme. Și așa am ajuns în loc de 2,5 bari să fac peste 3,5 bari, că atât eu pot să citesc până la 3,5 bari. Ok, nu știi cât am citit maximul ăla, peste 3,5, da, probabil. Na, 4, 5, 2, 3, 6, sănătos, nu știu, n-are importanță. Așa... S-a topit. S-a topit. Aia e viața la curse. Da. Vorba aia, în motorsport nu există garanție, deci... Dacă mi l-am topit pal meu, ce să zic? Că seama, nu-și dorește da. Nimeni, da, mai ales e. Pentru el, mai ales pentru clienți, când se pune problema că trebuie să facem niște lucruri care sunt custom, trebuie să ne asumăm și clientul și cel care execută lucrarea niște riscuri. În Formula 1 se strică motoare, au buget nelimitat, practic. Da. Dacă îl comparăm cu bugetul unui privat, bugetul din Formula 1 este nelimitat, da? Și îi strică motoare. Și atunci noi avem pretenția că facem dintr-un 2 litri 800 de cai și stăm fiabili. Da, nu se poate. Nu se poate, da. Nu se nu poate. Se e poate. Tot împins la maxim și e da, foarte încercăm, greu să fie facem totul cât mai corect, dar... Ce înseamnă, de exemplu, o investiție într-o mașină de drag de 10 secunde sau de sub 10 secunde? Depinde de platformă, depinde de motor, depinde de... Ce de platforma alea sunt în principiu. Depinde dacă vrei să fie de stradă sau de curse exclusiv. Uh-huh. Acolo e marea diferență, pentru că mașina asta are o tonă jumate. E grea. Dacă da. O ușurezi, probabil că scazi în 8 secunde. Dacă sau ceva, nu știu, da. Cât, dar ar fi fost mult mai simplu să ating targetul ăsta de 10,5 secunde, probabil corect. Atingeam o mașină mai ușoară, puterea normal. Dinainte. Da, 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 da. Probabil, da. Probabil. Greutatea e principalul dinamic al performanței. Până nu o să înțeleagă toată lumea chestia asta, da, nu da, o să reușească să contează facă. Mai mult să ușurezi mașina decât să-i pui cai, știi? Adică e mult mai eficient, ca să zic așa. Da. Bun, cât e bugetul pentru Evo de 800 de cai? Nu știu. Nu știu. 50.000, 80.000, 70.000. Nu exagerăm. Nu știu, te întreb, no, habar n-am. 40.000, 30.000. Pe unde crezi Evo, că se învârte? Poți să faci un Evo de 800 de cai. Faci un motor ca să facă 800 de cai. Nu e o problemă. Am făcut motorul și după aceea ce facem? Păi asta zic. Cuplat la o transmisie, acolo e, pe platforma asta, acolo e marea... La ambreiaj sau la cutie? Ambreiaj, cutie, diferențiale planetare, cardan... Totul până la roți? Tot. Tot până la roți. Trebuie făcut altceva? Să țină puterea respectivă. Și acolo costul e în funcție de fiecare cât își permite și... performanța e direct proporțională. Dom'le, dar se găsesc piese? Dom'le, nu prea am văzut întrebări de astea. Dom'le, dar se găsesc? Dom'le, piesele astea la japoneze, la astea, știi? Da, dacă ai bani, pentru se găsește orice. Da, deci nu e problemă, doar banii sunt. Asta e marele avantaj. În rest, găsești absolut orice fac vrei. Multe, și okay. Chinezii, și americanii, și japonezii. Și, depinde de calitate și de cât vrei să țină. Da, eu le spun tuturor că trebuie să experimenteze ca să vorbească înainte, adică ia și chinezească, ia și nemțească, ia și americană, pune-le la tine pe mașină, vezi ce experiență ai avut și după aia zici, bă, e proastă, aia e bună, dar așa să vorbim doar pentru că știm noi sau că am văzut sau așa, știu. Clar că la piese aftermarket prețul se reflectă în calitate sau calitatea se reflectă în preț. Da, e greu nu să găsești. Nu poți să găsești o piesă ieftină și să faci performanță. Ce face una scumpă, da. Poate va face cai respectivi, dar nu pentru mult timp. Corect. Și atunci depinde de fiecare. Dacă știți, vorba aia,
prea sărac ca să-mi permit lucruri ieftine. Sunt prea, da, sunt prea sărac să mă cârpesc. Așa e vorba, cel mai simplu, mai bine îți strângi niște bani, ți-ai luat o piesă de calitate, o pui acolo, decât să te bucuri că e ieftină, o pui, plătești manoperă de 7 ori, mai repari și alte lucruri pe lângă, pe care le strică piesa exact. Respectivă, nervi, platforme, timp pierdut și așa mai departe. N-are niciun rost. Da, repet, până nu experimentați, nu o să vă... Adică nu... Am văzut din experiența proprie că oamenii nu ascultă sfaturile. A, nu, nu, de ce nu le ascultă, niciodată. Nu pot să înțeleg. Vin la tine, văd, bă, tu ți-ai făcut de 800, cum, cât nu, ai topit am, niște motoare, dar bă, nu face așa. Nu, eu am făcut, am topit, nu face așa. Uh-huh. Face fix la fel. Am deci până nu a avut o problemă cu niște tacheți. Da? Și m-a întrebat cineva, crezi că eu trebuie să schimb tacheții cu aceeași mașină? Da. Cred că normal trebuie să-i schimb. Da. Asta cred. Da. Mai departe, dacă eu am schimbat, da. Cum aș putea să cred invers? Decizia a fost să nu-i schimbe, da. Da. Deci asta nu o să înțeleg niciodată. De ce oamenii nu ascultă de sfaturile celor care au trecut prin lucrurile astea și tot ei le cer sfaturile respective. Adică nu vin sfaturile, noi vorbim acum de Evo, băi, uite, trebuie să-i strângi la nu știu cât cuplu, chiuloasa, ca să fie bine. Nu trebuie să vă uitați la emisiune și să ascultați sfaturile astea. Nu, voi veniți la niște oameni și le cereți niște sfaturi și după aia tot voi nu le ascultați. Nu, e un paradox pe care eu nu-l pot înțelege, dar asta este doar problema mea. Am fost al treilea la clopoțel. Mare atenție, am fost al treilea. Fără să fiu anunțat sau ceva sau să stau să... Vezi că diseară știu că apare emisiunea, ești nebun? Știu că diseară apare, dacă nu sunt primul, bine, treaba voastră. Nu uitați de share. Subscribe acolo clopoțel. Mamă, Evo de 800 de cai, ești nebun? Punem un clickbait de la de titlu, se ocupă Marius. Mamă, uite cum am spart motorul la Evo. Și nu apare chestia asta, se face multe multe vizualizări. Rică, eu îți mulțumesc, frate, pentru cu disponibilitate, plăcere. Că știu cu că plăcere. E greu aici să prindem loc, dar îți mulțumesc că te-ai deschis oamenilor și le-ai spus că ai 800 de cai. Da. Nu-i secret.